Fii atent, că întrebarea e alta. Vreau să știu, cine credeți voi că este cea mai câștigată colega noastră în ziua de vineri, 6 octombrie, ora cât e? 12:32. Da. Cine credeți? 1, 2, 3 și... Beatrice! Încă o dată să audă toată lumea. Cine? Beatrice! Cum a făcut Beatrice să tragă lozul câștigător? Cum a făcut, doamne? Ia, că vedem acum. Salutare! Bravo! Salutare tuturor! Să știți că până la urmă planetele s-au aliniat așa cum trebuie pentru mine astăzi și după acel prânz delicios în stil italian am venit la relaxare în cel mai mare centru de relaxare urbană din Europa. Am venit pentru că aici se desfășoară zilele acestea sau săptămânile acestea, mai bine spus, Sauna Fest. Bun găsit, Cosmin! Bună, bună, bine ați venit! Am început Sauna Fest de pe 2 octombrie până pe 22 și trebuie să știți, ne mândrim. În România, chiar dacă n-am avut o cultură a saunei, susținem în acest moment cel mai mare festival al saunelor din lume. 21 de zile, peste 65 de Aufgussmeister internaționali și 350 de momente de show Aufguss. Show Aufguss-ul este un performing art inside the sauna. E o scenă de teatru, este o poveste pe care colegii noștri Aufgussmeister internaționali o vor afișa și o vor prezenta pentru publicul care ne vizitează. Îți mulțumesc pentru că mi-ai oferit șansa acum să particip la o repetiție pentru următorul moment care se va desfășura aici. Ce face colegul tău? Adrian acum își face un warm-up, doar să vadă cum va mișca aerul și care este secvența de lucru, pentru că el mai târziu va face Aladdin sau mai are încă un moment masca, prin care aduce zâmbete, aduce energie și influențează activitatea publicului. Nu mă gândeam că sauna poate fi transformată într-un adevărat spectacol. Cum e acest eveniment primit aici la voi? Este primit incredibil de bine, suntem la a 5-a ediție și nu ne așteptam la un răspuns atât de pozitiv, mai ales din partea publicului românesc. Clienții noștri vin și au luat liber de la muncă și vin de la 11 dimineața special și își fac un program. Astăzi mă duc la belgieni, mâine sunt la danezi, astăzi vreau să văd și românii și danezii și belgienii și își fac un program prin care trec în mai multe show-uri. Este incredibil, este neașteptat. Îți mulțumesc tare mult, Cosmin. Mai rămân și eu pentru că vreau să văd și eu și danezii și belgienii și românii și pe toată lumea. Mă relaxez astăzi, așa cum a spus voi, sunt onorocoasă, mă întorc la voi. Pa, pa!